Spunem din nou bună dimineața, începe Culinaria, o nouă ediție. Suntem live și pe pagina de Facebook, dacă vreți să ne cântăriți din priviri. Luca, așa se filmează. Eu nu vreau să mă cântărească nimeni. Bine, vă propun o rețetă care este și de sezon acum, pentru că găsim pere foarte frumoase, dulci, și am o rețetă care e spectaculoasă, extrem de ușor de făcut și e pentru grătaragi. Da. Dragi ascultători, grătar de pere. Da. Vă plac grătarul? Asta. Este mușchiuleț de porc cu pere la grătar. Și cum se face? E realmente foarte simplu. Deci doi mușchiuleți de porc pentru 4 persoane în principiu. Se face o marinadă foarte simplă. Muștar de Dijon în principiu, dar mergem cu orice fel de muștar, mai aromat, așa mai intens, și miere și puțin oțet. Și asta se pune într-o pungă. O pungă de plastic. Dacă găsiți pungă de aia Ziploc cu fermoare, e foarte bine. Altfel puteți să puneți mușchiuleții cu marina de asta și într-o oală, într-o ceva, să stea acolo. Corect. Las măcuială. Asta e primul lucru. Pui acolo totul. Separat faci un mic amestec de mirodenii. Din piper ți-ar trebui un mortar. Un mojar. Dacă n-ai mojar, poți să folosești cine mai are râșnițe de cafea. Să macini, dacă nu vrei să bați la mojarul ăla la nesfârșit. Deci boabe de piper negru, boabe de muștar, boabe de muștar alb, mă rog, gălbui, ce se găsește peste tot în comerț, sau dacă găsești boabe de muștar negru, poți să adaugi și boabe de muștar negru, sunt puțin diferite ca aromă, cimbru proaspăt sau cimbru uscat, sare grunjoasă. Și ăsta este tot amestecul. Și pe ăsta trebuie să-l macini sau să-l pisezi cât să fie așa mai grunjos. Tu ai făcut pudră fină de tot. Mai grunjos. Și pere. Niște pere pe care le tai în jumătate. Dai drumul la grătar, scoți mușchiulețul după vreo jumătate de oră, o oră, nu trebuie să stea mai mult, îl ștergi ușor așa cu șervete de hârtie și îl dai prin amestecul ăla de mirodenii. Și pe ăsta îl pui pe grătar. Grijă mare, singurul secret, singurul cu care trebuie cu adevărat respectat cu sfințenie la mușchiulețul de porc este temperatura interioară la gătire. Pentru că dacă îl gătești prea mult, se usucă, devine neplăcut. Temperatura ideală în interior e 63 de grade. Cum e temperatura în interior? Se găsesc termometre de-astea de carne peste tot, v-am mai zis. Costă câțiva lei. Vlad e ambasador al termometrelor de carne. Da, ambasador, da. Plată online de taxe. Dacă și... vă faceți cont pe ghiseu.ro, primiți și da. Un... Da, nu e mai mult decât e doctor în da. Termometru. Deci mie mi-a împrumutat termometrul, el are un termometru foarte performant. Acum eu am termometru de ăsta sondă. Da, mai multe tipuri de termometre, nu contează. Da, ajuns la un nivel... Da. Nu ne batem joc de mâncare. Prin Bluetooth. Dăm bani pe mâncarea respectivă, pe carnea respectivă, pierdem timp să o gătim sau cheltuim timp să o gătim și vrem să și mâncăm bine, să facem și prietenii noștri să se simtă bine. Oricum, o investiție atât de măruntă ca un termometru de carne, putem să scăpăm de o grămadă de griji. Poți să-l pun și la sub braț? Tu? La ce cărniță ai pe tine? Poate. Asta este, prieten, treaba. Deci mușchiulețul pe grătar, răbdare. Nu trebuie să-l învârtiți tot timpul acolo. Să fac așa niște urme frumoase și când întoarceți prima dată mușchiulețul, puneți și para tăiată pe din două, unsă cu puțin ulei așa și pe deasupra presărat același amestec de mirodenii pe care l-am făcut mai devreme. Cu fața în jos. Și asta e treaba. Mai întorci odată, mai întorci și para odată și este gata. Deci mușchiuleț de porcel la grătar cu o marinadă simplă și cu pere la grătar. Bine de menționat și... că toată afacerea asta, pentru cei care nu au casă poate... la curte și în grătar, se poate face și la cuptor. Da, se poate face la cuptor mușchiulețul, deși aș prefera să-l fac într-o tigaie, ca să fiu cinstit, sau la cuptor sub grill. Dar mai trebuie rotit din când în când, așa, când un pic. Și perele, la fel, le-aș face dacă ai o tigaie de aia de fontă cu risol, o plită de fontă, cum avea toată lumea la un moment dat, poți să faci para în casă. Și, dacă nu-ți place, o să iasă foarte dulce, foarte bună. Sau, uite, poți să adaugi lângă ea, fiți atent, vă dau o rețetă de piure genială. Ieri am făcut toate astea și am terminat foarte repede. Deci, piure obișnuit, cartofi,
Și știm că în piure trebuie să pui lapte și unt. Da. Unt cu generozitate. Adică nu ne zgârcim. Punem unt cu generozitate. Asta este condiția pentru un piure bun. Laptele ăla îl pui într-o crăticioară, pui înăuntru și untul, bucata de unt, și pui rozmarin proaspăt, o rămurică, două de rozmarin proaspăt și o rămurică de salvie. Și infuzezi, pui pe foc și îl lași cât să se topească untul. Nu trebuie să-l fierbe acum, că nu ne apucăm să fierbem laptele cu unci, cu toate alea. Dar să fie fierbinte. Și infuzezi acolo cât îți fierb ție cartofii pentru piure, se infuzează chestia asta. După care când faci piureu, amesteci, pasezi cartofii, pui laptele cu unt, sigur scoți rozmarinul și salvia, e ca un, cum să spun, e ca un ceai de lapte cu unt infuzat cu rozmarin și salvie și cu un praf de sare. Piureul respectiv îl pui într-o crăticioară, o tigaie pe care poți să o dai la cuptor, la fel sub grill, sus. Pui frumos așa, ca o tartă faci piureul respectiv și pe deasupra îl întinzi nițel cu o lingură și pe deasupra cu o pensuliță ungi cu niște unt topit. Ăsta îl pui sub grill. O dăm în Picasso deja. Până când se rumenește un pic suprafața de la cartofii respectivi, adică de la piure. Și e ca o... Mă, eu dă la crimă. Auzi, merge cu mămăligă? Merge și cu mămăligă. Poți să frigi mămăligă. Pentru rețeta de mămăligă, dacă sunăm pe Moise. Da. Eu azi n-am mâncat nimic. Am zis să fie o zi, să încep weekend. Păi uite, poți să mănânci o pară. Vrei să rețete de mămăligă friptă cu hrib? Nu mai vrem nimic. Hai mă că zic, fii atent. Nu mai avem timp. Nu mai avem timp. Data viitoare vă dau rețete de mămăligă friptă cu hrib. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.